всегда бегу, чтобы вновь прижаться. Бună ziua! Domnul Ion, îmi pare foarte bine. Am înțeles că sărbătoriți ziua de naștere astăzi. Așa se face comod. Și aveți o vârstă rotundă, 60 de ani. Și uitați-vă că cineva foarte drag sufletului dumneavoastră s-a gândit să vă felicite prin intermediul nostru. Și cred că intuiți de asta de la cineva. Da, da, copii. Este foarte corect din partea copiilor, da, și în special am înțeles că nu toți, da, sunt grămăjoară, din depărtare, evident, vin sincere și frumoase felicitări din partea copiilor, din partea celor mai dragi sufletele dumneavoastră. Acest buchetel vă aparține cu mare drag. Așa, șampania. Și coșulețul cu fructe, la fel vă aparține. Și o să vă las, da, să le mulțumiți și să le spuneți câteva cuvinte. Nu vreau să spun mulțumesc mult copiilor, ascultătoare, cu Mirus, Arne. Le mulțumesc de cadou care l-a pregătit în ziua de astăzi. Am mare emoție și le mulțumesc foarte mult. Sunt emoții frumoase. Evident că se pare rău că nu sunt alături de dumneavoastră, însă câtuși de puțin, așa că au decis să vă fie alături. Venim și noi cu sincer și frumoase felicitări la mulți ani dumneavoastră și să dea Dumnezeu că cât mai curând să fiți toți frumoșoare, da, la masă de sărbătoare. La mulți ani! Sperăm că lor le să înmulțe familia acum de ce au fetiță și fiecare dumneavoastră. Vă dorim mult sănătate, dragii noștri copilași, și vă mulțumim de atenția care ne-ați dat-o în ziua de azi. Amelica, să fii sănătoasă, Sânduț, Gabi, Doruț, toți fiți sănătoși. Vă mulțumim frumos că ne aveți aproape de sufletul vostru. Și tot ca să fie receptiv și să vă sun într-una. Fiți sănătoși toți. Și vouă vă mulțumim frumos că v-ați trăit. Mulțumim cu mare drag, cu mare drag. Încă o dată la mulți ani noastră. Gabin, zici tu, hai să-i șeam. Ce acolo lui Ionica? Da, hai să-i spune lui Ionica. Ionica, noroc! Salut! Salut! Așa, îți mulțumim frumos de surpriză. Mulțumim frumos de surpriză.